În ultimele săptămâni toată lumea vorbește despre faptul că în magazinele noastre, în supermarketuri, în piețe, în locurile unde se vând de obicei plăcintele cu brânză, ce să vezi, nu e de fapt brânză ceea ce găsim în aceste plăcinte. O discuție care a acaparat pur și simplu toate rețelele de socializare. O veste care din punctul meu de vedere nu este tocmai nouă, pentru că cel puțin cu următorul nostru invitat noi am mai discutat despre acest subiect și domnul Sergiu Munteanu, medic nutriționist, a tot încercat să ne explice despre faptul că e o problemă cu lactatele din Republica Moldova. Așa că, domnule Munteanu, eu vă mulțumesc pentru prezență și astăzi. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Nu e o noutate până la urmă faptul că... Nu e o noutate. A fost și un studiu mare în 2016, când s-a analizat pe toată țara cei cu grăsime din lactate, ce fel de grăsime se folosește în patiserie de stradă și atunci erau rezultatele foarte drastice, foarte. S-au observat aproape 70-80% din toate produse, nu numai lactate, dar și în patiserie, se folosesc aceste grăsimi vegetale cu grăsimi acizi grași trans, care sunt foarte periculoși, care la nivel de Europa și de lume toți luptă cu dânșii și practic vor să îi elimine, dar vedeți, au trecut 7 ani și nu s-a schimbat practic nimic. Iarăși producătorii folosesc aceste produse, aceste grăsimi care foarte mult dăunează sănătății și anume ele sunt cauza principală care duce la decesul din cauza problemelor circulatorii. Agravează ateroscleroza, obturează vasele cu grăsimile acestea, nu circulă sânge și apare problema deceselor de la infarct de cord. Ca atare, 60% de femei și 50% de bărbați în Republica Moldova, anume de la asta decedează. Și aici este important că noi aș putea schimba dacă aș vrea. Că asta e schimbător. Genetica acolo se implică mai puțin. Asta e factor care nu putem să schimbăm, alimentația noastră. Și vedeți că au trecut atâția ani și au rămas aceeași situație. Da, și cumva noi știam că și atunci s-a vorbit mult despre asta. Da. Au trecut ani, noi am uitat sau am ignorat acest aspect. Și acum, de câteva săptămâni, iarăși ne-am agitat. Și eu tare sper că noi nu o să uităm, dar simt că cum am mâncat... Nu, vedeți că atunci și Ministerul Sănătății au venit cu niște propuneri ca pe etichetă să fie stipulată chestia dată. Nu toți producătorii stipulează. Plus, era un program de reducere a transgrăsimilor național, care eu mai fac prezentări la farmacie și la medici, nu prea o auzit de așa program. Adică, practic, poate pe hârtie s-a făcut ceva, în realitate nu s-a implementat nimic. Aici mai este o problemă mare, chiar discutând cu reprezentanții de la ANSA, care sunt nimijlocit responsabili de așa ceva. Eu i-am dat propunere, dacă nu puteți verifica aceste grăsimi trans în toate produsele, măcar acelea care merg pentru grădiniță și pentru școli, pentru copii, măcar pe dânsii să-i protejăm la nivel de țară, ca să fie verificat fiecare partidă. Răspunsul a fost că nu reușesc, nu au laboratoare acreditate pentru toată țara. Asta, da, ceea ce ține de competența și de activitățile unor instituții responsabile, să lăsăm pentru alte emisiuni. Dar astăzi, domnule Munteanu, spuneți-mi și mie dacă noi, ca oameni simpli, consumatori simpli, noi putem să cum putem să facem diferența între brânză adevărată și produs de brânză? Nici la gust, nici la miros, nici la consistență nu putem face deosebire. Se face numai analiză de laborator. Deci ei și producătorii au posibilitatea să trișeze. Că practic, la prima vedere, gust, miros, nu se poate de depistat așa ceva. Clar că dacă citim eticheta, noi vedem acolo că în loc de grăsimi animaliere sau lapte, sunt folosite grăsimi vegetale, extracte din soia ca substrat proteic, cu niște adausuri și euri, găsim foarte multe. Dar la aspect exterior, noi nu putem deosebi. Deci ei și asta este o problemă destul de mare. Dar măcar scrie pe ambalaj, că scrie dacă, produs de brânză. Dacă începem a citi, da, găsim că nu este lapte, dar este ceva vegetal de acum. El nici nu se numește produs de brânză, se produce produs cu folosire amestecuri de grăsimi vegetale, cu nu știu cu ce acolo are denumire așa. Noi așa în popor îi spunem produs de brânză, dar... Da, aha, denumirea e mai complicată, așa, complicat, să ne inducă în... Important că dacă vrem o brânză normală, trebuie pe etichetă să găsim ca ingrediente să fie lapte, să fie fermenți aceștia care de coagulare, pot să fie clorură de calciu, care ajută ca mai repede să formeze granule acestea de brânză și, practic, altceva nu trebuie să fie prezent. Da, cumva toată discuția e despre brânză de vaci. Da.
la celelalte tipuri de brânzeturi, brânze de oi, brânze de capră? E similară situația, deoarece producătorii, de ce trișează producătorii? Deoarece produsul de brânză este foarte și foarte ieftin vis-a-vis de brânză naturală de vaci. E foarte ieftin, de 2, de 3 ori, nu cu câteva procente. Deci ei cu mare plăcere folosesc, mai știind că consumatorul final nu va face diferență nici la gust, nici la miros. Dar se găsește la noi în magazinele noastre, sau nu știu, găsim în general în Chișinău brânză bună, de calitate adevărată? Nu, brânză putem găsi. Despre calitatea brânzei e mai greu de discutat, deoarece de cum trebuie de ridicat certificatele de origine, ce ingrediente s-au folosit, ce fel de grăsime. Dar să știți că sunt perioade critice când tot mai puțin brânză la noi este pe rafturi. Asta înainte de sărbători, înainte de Crăciun, e ca acum înainte de Paște. Să știți că aveți mai mari posibilitate să procurați produs de brânză în loc de brânză. Deoarece, nu, așa indirect spus, cu vaca nu poți să-i spui că de grabă e sărbătoare, dă mai mult lapte. E, nu va da, e va da lapte respectiv cum îi se cuvine. Dar de ce producătorii au nevoie de volum mai mare de sărbători, că se va cumpăra mai mult și începe a folosi grăsimea aceasta vegetală? Dacă vorbim despre o brânză de calitate bună, chiar vreau să vă rog să ne spuneți ce beneficii aduce în alimentația noastră. Foarte multe beneficii, doar brânza în general este un produs dietetic. Practic tot ce este mai bun din lapte se concentrează în brânză. Asta e și vitamina D, care acum în perioada asta este super ok. Asta e și omega-3. Asta e și calciu și magneziu și alte minerale care sunt foarte ușor asimilabile. Din brânză practic se asimilează foarte bine. Plus asta și proteina care se apropie de albușul, de ou, de standardul de aur. Asta e aminoacizie, adică cărămizile acestea prin care organismul se poate restabili, reface. Doar brânza, mai ales brânza cu o grăsime de până la 9%, socoate produs dietetic, se dă și copiilor, și bătrânilor, persoanelor în etate, se dă persoanelor care se reabilitează după ceva boli grave, sau că reabilitarea să meargă mai rapid. Persoanelor în etate, adică la bărbați în andropauză și la femei în menopauză, se începe osteoporoza, sursă excelentă de calciu care va combate osteoporoza aceea. Plus, este foarte puțin calorică și nu duce la îngrășare, deoarece este multe proteine și puțin carbohidrați. Este un produs ideal, dar... Avem ce avem. Avem, în realitate. Dar cu ce combinăm? În ce combinații? Se combină foarte bine, practic, cu tot. Să știți că este un produs universal, el merge ca sursă de proteină. De aceea, pe lângă dânsa poți fi și legume, și cu fructe, și cu muri, și cu pomușoare, și cu miere câteodată, da. Clar că zahărul cristalin nu prea, dar vă spun, combinații pot fi în oriceva, chiar și prelucrată termic. Adică când facem, nu, haideți, ok, plăcintele acestea cu brânză, din brânză naturală, la prelucrare termică se pierde foarte puțin în ea, adică practic toate aceste minerale rămân în formă ușor asimilabile, puțin din vitamin scade, dar nu așa de mult. Și de ce chiar poate de mâncat anume această combinație, când de bază în plăcintă este mai mult brânză decât aluat. În cazurile acestea, să nu fie aluatul pe primul loc. Da, da, da. Și chiar e unul dintre acele produse pe care îl poți folosi și în deserturi. Și în deserturi, foarte bine zis. În tot. El se combină universal. Foarte bine. Practic, contraindicații la brânzeturi nu sunt. Asta numai când este acutizare ceva gastrică sau persoana are intoleranță completă la lactoză. Atunci lor nu li se poate. Când brânză totuși mai rămâne puțină lactoză din lapte. Dar pentru restul persoanelor, contraindicații la brânză calitativă nu este. Da, despre cașcavaluri, tot felul de tipuri de cașcaval. Începând cu parmezan. Zanul. Da. Și încheiind cu nu știu un ce. Alt nivel, cel mai bun ce este în lapte, este clar că cașcavalul. Da, asta e o altă treaptă. Minusul cașcavalului în comparație cu brânză, de ce e că el totuși conține multă sare? Asta e natriu. De ce e la persoanele care au retenție de la apă în organism, care au problemele cu rinichii, și totuși trebuie să limiteze consumul acesta de cașcaval. Plus, cașcavalul în comparație cu brânză poate să aibă grăsimi și 40%, adică iarăși persoanele acestea trebuie să înțeleagă. Dar în celălalt, ca biodisponibilitate, adică cât de rapid componentele pot să intre în organism, cașcavalul este practic pe primul loc. Aici trebuie de atenționat numai la cașcavalurile cu mucegai. Cașcavalurile cu mucegai nu se recomandă femeilor gravide și copiilor până la 7 ani, deoarece este problema bacteriei, listerioza. La femeile gravide, această infecție cu această bacterie pot să ducă la avort spontan. Deci la femeile gravide categoric să nu folosească cașcavalul cu mucegai. Mai bine pe perioada aceasta să se evite la maxim.
Domnule Munteanu, mulțumim tare mult pentru explicații. Eu le-am mai auzit și cred că toată lumea le-a mai auzit. Cred că e chiar a venit momentul acela în care chiar trebuie să ne dăm seama că decizia ne că ține de noi și de alegerile zilnice. Și asta e sănătatea pe care le facem. A noastră, care, și printre aceasta noi putem schimba însuși sănătatea viitoare, deoarece și longevitatea vieții, dacă ne alimentăm normal, dar vedeți care e realitatea. Mulțumim tare mult!